Cu versetul 36 în jos, vreau să dau citire, spune cuvântul Domnului. În Iope era o ucenică numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea mulțime de fapte bune și milostenii. Merită femeia aceasta vestită? Făcea mulțime de fapte bune și milostenii. Slăbit să fie Domnul. Mă gândesc de multe ori și îi spun și soției mele când se supără pe copii, îi spun, ascultă, dragă, ai găsit o cântare cu tata? Toate cântările pe care se cântă la binecuvântare sunt cu mama. Nu este niciuna cu tata. Și așa cum spunea și fratele Daniel, mamele au timpul cel mai mult în care trebuie să învețe pe copii pentru că îl petrec cel mai mult cu copiii. Și Domnul să binecuvinteze copiii noștri să împlinească porunca care spune cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Mulți copii în vremea aceasta își urăsc părinții, își urăsc mamele. Poate spun, de ce m-ai născut, de ce m-ai adus în lumea aceasta? Fac să supere părințe. Eu aș vrea ca copiii noștri să fie binecuvântați la Dumnezeu, să-și iubească mamele. Să înțeleagă că și prin mamele pe care le au, Dumnezeu le-a dat viață. I-a făcut oameni. Sunt oameni, unii copii care au ajuns oameni importanți în societate, poate au ajuns președinți, prim-ministri, știu eu, au multe facultăți, dar le este rușine de mama lor. Le este rușine să prezinte prietenilor, aceasta este mama, nu o să nu ne fie rușine. Indiferent câte riduri are, indiferent cât de ce fustă are, indiferent cum este îmbrăcată, noi să ne iubim mamele, Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. În vremea aceasta a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat, au pus într-o odaie de sus, fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii când l-au zis că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el și să-l roage, nu preceta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când au susit, l-au dus în odaie de sus, toate vădurile l-au încojurat plângând și au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu el. Petru a scos pe toată lumea afară, a genunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors spre trup și a zis, Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Domnul să ne binecuvintează și pe noi. Amin. Am auzit în seara zilei de astăzi că ieri Domnul Iisus a făcut ceea ce a văzut la Tatăl. Și a făcut cum? Întocmai. Domnul să ne binecuvintează și pe noi să facem așa cum a făcut Domnul Iisus Hristos. Minunea aceasta, spune Biblia în seara aceasta, Faptele Apostolilor 9, a fost cunoscută în toată cetatea. Și mulți s-au întors la Domnul. Domnul să ne binecuvintează și pe noi, așa cum eram îndemnați de fratele Daniel, să facem ca Domnul Iisus Hristos. Eu pun întrebarea, dacă Petru nu făcea cum, nu vedea la Domnul Iisus Hristos că învie morții, putea să învie pe Tabita? Nu putea să învie. Eram într-o seară, dacă nu greșesc bine, seara la rugăciune și spunea, afirma cineva acolo la ambon, căci Ilie, la jertfă de seară, a venit doar și a făcut o rugăciune scurtă și Domnul a aprins jertfa. Dar la rugăciunea aia scurtă era o viață trăită cu Dumnezeu. Pentru că dacă nu trăiești cu Dumnezeu, poți să faci rugăciuni lungi, poți să faci, știu eu, cât vrei de lungi, poți să postești cât vrei de mult. Dumnezeu nu ascultă. Petru a făcut ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. S-a rugat. S-a plecat pe genunchi. Și s-a rugat și a spus, Tabita, scoală-te! Și ea s-a ridicat în capul oaselor. De ce? Domnul Iisus a declarat și a spus, voi veți face semne și minuni mai mari de cum am făcut eu, slăbit să fie Domnul. Domnul să ne binecuvintează să rămânem credincioșul lui Dumnezeu. Și Domnul să facă în cetatea aceasta să se cunoască minunile lui Dumnezeu. Mă rog mult pentru lucrul acesta, ca Domnul să binecuvintează, să ne ajute să nu fim niște creștini firești. Să nu avem un caracter firesc. Să nu trăim cum trăiește lumea, să avem un caracter lumesc. Să nu fim nici prunci. Mă gândeam să vorbesc despre lucrul acesta, dar
Ascultând cuvântul lui Dumnezeu prin fratele Daniel, s-a dus gândul la ceea ce a citit. Să nu fim nici prunci, ci să fim oameni maturi, spirituali. Să-L credem pe Dumnezeu așa cum este El, slăvit să fie numele Domnului. Și în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, în versetul 31, spune cuvântul Domnului: dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea nu este adevărată, spunea Domnul Iisus Hristos. Continuă cuvântul lui Dumnezeu la ceea ce a citit fratele Daniel. Dar este un altul care mărturisește despre mine și știu că mărturisirea pe care o face el despre mine este adevărată. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos a ridicat în picioare și a spus în Evanghelia după Luca 4, scrie: Duhul Domnului este peste mine și m-a uns. Domnul să ne binecuvintează și pe noi. Duhul lui Dumnezeu să fie peste noi. Să fim uși. Pentru că în biserica lui Mondi, de aia s-a făcut trezirea, a venit Duhul Domnului peste el și l-a uns. L-a trimis să vestească, l-a trimis să facă minunea, slăvit să fie cuvântul lui Dumnezeu. Nu că mărturia pe care o primesc eu vine de la un om, dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiți mântuiți. Ioan era lumina care este aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă veseliți câteva vreme la lumina lui. Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ion, a lui Ioan, căci lucrurile pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Slăvit să fie Domnul. Cu ucenici erau în corabie. Și vă dați seama că au petrecut cu Domnul Iisus Hristos atâta timp. A venit Domnul Iisus Hristos pe mare. Și ce au zis? Este o luptă, s-au spământat. A intrat în corabie, a dormit la cărmă. S-a strâmit o furtună pe mare. Și-au venit la el și-au zis: nu-ți pasă că pierim? S-a ridicat de acolo și-a certat marea. Și-a spus să se oprească, să se liniștească. Și ce-au zis ucenicii? Mă, dar cine este acesta de la ascultă și mare, și furtuna? El a făcut lucrările lui Dumnezeu. A venit în ținutul Ganazaretului și era acolo un om demonizat. Avea el o legiune de demon. Dormea prin morminte, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și când l-a văzut dragi, ce au spus? Au vorbit prin omul acesta. Ce au spus? Domnul să ne binecuvintează. Îl cunoșteau pe Domnul Iisus Hristos. Îl știau că este Fiul lui Dumnezeu. Nu ne omoră. Și a trimis în porci. În porci au căzut în mare. Și omul acela a fost eliberat. De aceea spune Domnul Iisus Hristos: și lucrările pe care le da Tatăl să le săvârșesc, acestea mărturisesc despre mine. Dacă vine o vas de lucru și lucrarea lui nu este bună, noi cum spunem? Nu este de la Domnul, nu? Dacă vine o vas de lucru și lucrarea lui este bună, noi spunem că este de la Domnul. Dacă vine un om care predică cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, noi spunem că este de la Domnul. Domnul să ne binecuvinteze ca lucrările și tot ceea ce facem să fie sub ungerea și sub călăuzirea Duhului Sfânt. De ce mărturiseau lucrările despre El? Că făcea ceea ce l-a trimis Tatăl să facă vindeca orbii. A spus slăbănul lui: ridică-ți paratul și du-te acasă. S-a oprit în dreptul slăbănului de 38 de ani și a spus: nu vrei să te faci sănătos? N-am pe nimeni. Domnul să ne binecuvinteze, noi avem pe Iisus Hristos și este Fiul lui Dumnezeu. Și îmi vine minte femeia bolnavă cu scurgere de sânge și-a cheltuit toată averea. Și a spus: mai am dar o șansă să mă ating de El. Dar nu putea să se atingă de El pe față, pentru că în lege, în vechime, nimeni necurat nu putea să se atingă de cineva, pentru că îl făcea necurat. A venit prin mulțime și s-a atins de foala hainei lui. Și a zis Iisus: cineva s-a atins de mine. De ce? Pentru că a simțit că din mine a ieșit o putere. Facă Domnul și noi să fie puterea lui Dumnezeu. Și cei ce s-a atins de noi să simtă puterea lui Dumnezeu. Cei ce vin aici să simtă prezența lui Dumnezeu. Cei ce vin aici să rămână lângă Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta.
Și Tatăl care m-a trimis s-a mărturisit El însuși despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul. Nu l-ați văzut, nu i-ați văzut deloc fața. Și cuvântul Lui nu rămâne în voi pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis El. Domnul să ne ajute să credem în Iisus Hristos. Cercetați Scripturile pentru că s-o contiți că în ele aveți viața veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Eu nu umblu după slava pe care vine de la oameni. Domnul să ne binecuvintează, noi să nu umblăm după slava care vine de la oameni. Dacă mondii sau oamenii mari ai lui Dumnezeu, care Dumnezeu a făcut treziri spirituale prin ei, umblau după slava de la oameni, mai putea Dumnezeu să lucreze? Nu putea Dumnezeu să lucreze. Dar pentru că dorim să umblăm după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu are putere să lucreze, slăvit să fie Domnul. Dar știu că nu aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți dacă va veni un altul în numele Lui însuși, pe acela îl veți primi. Și același lucru se întâmplă și în ziua de astăzi. Când vine un om în numele Domnului, când vine să spună adevărul lui Dumnezeu, nu ne place. Dar când vine un om în numele Lui, un om învățat, titrat, un om care cunoaște Scripturile și care știe să te lege, să te adormă, să spun oamenii ce bine au predicat la acesta, ce bine au vorbit acesta, dar nu se întâmplă minunea. Și eu am o vorbă și îmi place să o spun și doresc să mă opresc și să închei cu aceasta. Mulți oameni vin și spun, m-a trimis Domnul. Dar eu vreau să spun că și atunci când te trimite Domnul, trebuie să se întâmple minunea. Dacă acolo este un om bolnav, trebuie să se vindece. Dacă acolo este un om păcătos, trebuie să primească iertare. Dacă acolo este un om care are nevoie de eliberare, trebuie să fie eliberat. De ce? Te-a trimis Domnul. Domnul să ne binecuvintează. Noi să nu venim și să căutăm slava omului. Noi să venim totdeauna trimiși de Domnul și Ungerea Duhului Sfânt să fie peste noi. Și să facem așa ca Tabita. Milostenii și fapte bune. Și să ascultăm de Dumnezeu ca să fim binecuvântați de El. Amin. Amin.